în parte de venituri, la data de 11 martie a fost executată în sumă de 497,5 milioane lei sau la nivel de 17,8% față de prevederile bugetului provizoriu pentru anul 2016. Totodată, comparativ cu perioada respectivă a anului precedent, veniturile s-au majorat cu circa 61 milioane lei. În ce privește componenta transferurile cu destinație specială de la bugetul de stat, în această perioadă, până la data de 11 martie, au constituit 253,9 milioane lei. Conform calculilor, suma restantă a transferurilor ar constitui ceva puțin peste 100 milioane lei. Cu toate acestea, în perioada 1 martie, 11 martie, au fost executate cheltuieli de personal în sumă de 41,8 milioane lei, rămân a fi achitate sau neachitate la ziua de astăzi salariile către unele din direcțiile de educație din sector. Ne propunem, reieșind din analiza executării părții de venituri, ca până în ziua de miercuri, maximum să efectuăm și aceste plăți. Politica bugetar-fiscală prezentată Parlamentului este și achitarea datoriilor din anii precedenți către, în cazul dat noi, poate sunt și alte unități administrative teritoriale sau alți creditori. Acest lucru, de fapt, nu se regăsește în politica bugetar-fiscală, cu toate că la nivelul actelor juridice existente, legea finanțelor publice locale nu prevede o astfel de situație, încheierea anului bugetar cu datoriile sau cu transferurile cu destinație specială neachitate de la bugetul de stat. De ce urmează să vedem dacă sume se vor regăsi în bugetul de stat. Deci, acele acte care au fost aprobate de către guvern în ziua de sâmbătă nu reies dacă urmează sau nu urmează, da, să fie făcut. Proiectul bugetului unde se găsește? Încă este la Ministerul Finanțelor, încă nu este. Nu a plecat. Nu. Urmăriți în ce măsură vor fi incluse achitările către datornici, inclusiv municipiul Chișinău.